Vă salut, dragi telespectatori! Numele meu este Lisa Crăiuț și mă bucur să ne vedem din nou în această seară la emisiunea Medica. Astăzi, alături de noi, îl avem ca invitat special pe domnul dr. Horga Traian, medic primar, psihiatru. Bună seara, domnule doctor! Bine ați venit la noi în platou! Și mulțumesc pentru invitație, mă onorează! Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc. Domnule doctor, după cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri, aș dori să începem emisiunea cu povestea dumneavoastră. Ce v-a îndrumat pașii către medicină și ce v-a determinat să alegeți tocmai psihiatria? Am terminat liceul sanitar, și mi-am găsit o meserie foarte interesantă, cea de tehnician dentar. După ce am dorit să continui în domeniu și să fac stomatologia, am dat admitere la Cluj, la stomatologie, și nu am intrat la stomatologie, am intrat la medicină generală și mulțumesc providenței pentru chestia asta, că mi-a plăcut mai mult. Deci am ales medicina, pur și simplu, cum suntem mulți dintre medici, de mic. Mi-am dorit să fiu, medic, da, să fiu doctor. Foarte frumos. Da. Și cum ne-ați ales tocmai psihiatria ca specialitate? La un moment dat, noi medici, alegerea carierei e un pic mai complicat, pentru că intervine examenul de rezidențiat și la examenul de rezidențiat sfătuit de niște seniori, de niște amici mai în vârstă medici, mi-am ales psihiatria, mi-a plăcut întotdeauna, deci eu specializare de carte și mie mi-a plăcut întotdeauna cartea, să mai livresc, mi-a plăcut întotdeauna literatura, să citesc, să scriu, să am cochetat și cu încercările de a scrie proză. Ce frumos! Da. Foarte interesant! Da, da. Și mă bucur foarte tare că am făcut alegerile astea, îmi place nespus ceea ce fac. Mă bucur foarte mult să aud asta și să vede că sunteți și foarte pasionat. Da, da. Puteți să ne spuneți un pic și despre mentorii pe care i-ați avut pe parcurs? Da, aici la Oradea, Dumnezeu să-l ierte, în primul și primul rând, domnul profesor Cornuțiu Gabriel, care mi-a fost unul dintre mentori și care era un tip extraordinar, un tip un adevărat intelectual și care, în mod personal, m-a încurajat că va merge bine din tine asta, are să iasă ceva. Și alături de dumnealui, pe nișa pe care o fac și despre care o să discutăm, e vorba de psihiatrie forensică, așa numită judiciară sau medico-legală, l-am avut ca și mentor pe doctorul Horia Ardeleanu, care o viață întreagă s-a ocupat numai cu aspecte de natura asta, v-am zis, așa numită psihiatrie judiciară, psihiatrie a măsurilor de siguranță, poate o grază de nume, dar așa și nu numai de la medicină legală și în ziua de astăzi colaborez foarte bine cu doamna profesor Camila Buhaș, cu care într-o comisie de expertiză medico-legală psihiatrică avem o colaborare foarte bună și foarte, foarte eficientă, să zic așa. Și s-a pensionat în momentul ăsta domnul dr. Gabriel Mihalache. Ăștia sunt cei patru care, de la care am învățat meserie, cu care am colaborat și cu care mă mândresc că sunt mi-au fost mentori. Niște nume cu rezonanță în da, Oradea da, și da, probabil da, nu numai. Da. Și după cum ați menționat dumneavoastră, vă desfășurați activitatea pe o ramură mai aparte a psihiatriei și da, lucrați la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei. Da. Deci, ce presupune? Psihiatria măsurilor de siguranță. În momentul în care, din punct de vedere legal, da, cineva săvârșește o faptă antisocială și sub imperiul responsabilității datorate unei boli psihice, nu răspunde de fapta respectivă, pentru că este bolnav psihic și nu înțelege cu judiciozitate însemnătatea unei fapte, este exonerat, să zic așa, de a executa pedeapse, de a fi judecat, anchetat și așa mai departe. Și atunci, în mod civilizat, locul lor este într-un spital. Dar acest spital este pentru măsuri de siguranță, și anume, pacienții noștri
vin acolo și sunt internați prin sentințe penale. Deci un judecător, o instanță, decide și o sentință penală de aplicare a măsurilor de siguranță. Măsurile de siguranță sunt de două feluri. Noi ne ocupăm mai ales și în mod specific de măsurile de siguranță prevăzute de articolul 110 Cod Penal. Articol care obligă la tratament și obligă la internare nevoluntară și obligatorie într-un centru de genul ăsta. Sunt 4 centre în țară, unul la noi în județul Bihor, spitalul nostru de la Ștei. Mai există un spital foarte mare la Săpoca, în județul Buzău, care deservește Bucureștiul și zona populată acolo, la Constanța și așa mai departe. Mai există un spital la Pădureni, Grajduri, lângă Iași, tot așa pentru măsuri de siguranță, și unul lângă Timișoara, la Jebel. Sunt 4 spitale cu acest specific în țară. Deocamdată noi, Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, suntem doar pentru măsuri de siguranță. Celelalte spitale mai au și secții de acuți cronici, neurologie, psihiatrie infantilă, psihiatrie pediatrică și așa mai departe. Și dar aveți de face cu un pacient foarte specific, probabil de multe ori periculos pentru societate. Da, periculos este un cuvânt bun, da? Periculos, periculos. Periculos în sensul că datorită tulburărilor de gândire și a statusului unui bolnav psihic, de multe ori acești oameni pot comite fapte necugetate, să le spunem așa, și care sunt de multe ori fapte antisociale, infracțiuni, la urmă că sunt infracțiuni, și sunt așa anumiți bolnavi psihici periculoși. Din fericire, noi recurgem, suntem medici, recurgem la tratament și lucrurile stau destul de bine vis-a-vis de obținerea unor remisii în mare parte și în bună parte a pacienților noștri standard, să zic așa, și anume cei cu o categorie largă, numită din categoria psihozelor. Deci psihozele sunt cele care dau un discernământ alterat și cele care răspund la tratamentul psihotrop, la tratamentul neuroleptic pe care noi, de care ei beneficiază. Și care sunt semnele că un pacient a avut un moment de psihoză în momentul în care a comis o anume faptă? Deci, există o faptă penală și atunci există suspiciunea, de obicei, când apare în fața anchetatorilor, în fața instituțiilor de forță, gen poliție care anchetează, în fața unui procuror, și atunci există susceptibilitatea că ar putea să aibă o afecțiune psihică care să altereze gândirea și atunci se dispune o efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice care să determine în mod nemijlocit dacă a respectivul făptaș până la urmă, după aceea devine pacient, a avut sau nu discernământ faptic. Adică dacă a înțeles cu judiciozitate fapta comisă, împrejurările, conjuncturile, însemnătatea și semnificația a unei astfel de gest nefericit, mai degrabă decât probabil. Da, mulțumesc foarte mult că ne-ați explicat. Da, dar se poate vorbi foarte mult despre aspectele astea. Și în contextul acesta, aș dori de asemenea să abordăm un termen care este suprautilizat probabil în ziua de astăzi, și anume termenul de psihopat. Uha! Ce presupune psihopatia și sunt pacienții aceștia psihopați sau doar au episoade psihotice? Bun, psihopat versus psihotic. Tocmai spuneam, deci hai să le clasificăm. Psihozele sunt boli grave din punct de vedere psihiatric și le trecem așa în vedere, în primul și în primul rând,
cea mai cunoscută și standardul este schizofrenia, schizofrenia paranoidă sau schizofrenia cu sub ansamblele ei. Schizofrenie paranoidă, tulburare schizoafectivă, schizofrenie de diferențiată, schizofrenie în general. O altă categorie sunt din spectrul afectiv. Tulburare afectivă bipolară, cunoscută tulburare maniaco-depresivă de mai demult. Tulburare afectivă bipolară și mai există delirul persistent, sau cum îi spunem noi, tulburare delirantă persistentă. Astea sunt cele trei psihoze mari. Și atunci avem și pacienți cu psihoze, boli cronice, deci psihoze. Psihopatia, pe de altă parte, și încep direct cu ceea ce ne interesează pe noi, de exemplu, la expertiză medico-legală psihiatrică, psihopatia, deci acolo avem statusuri biologice caracterizate prin trăsături neconforme ale individului și direct, diferența mare în expertiză este că de obicei psihoticul nu știe ce face, nu are discernământ, iar psihopatul care comite fapte penale este de obicei un individ care știe, sau un individ, mă rog, oricum, o entitate care știe cu judiciozitate ceea ce face. Psihopatul, pură plază largă, psihopatul este individul care e lipsit în primul rând de empatie. Asta e chestiunea cardinală. E nu în stare să înțeleagă pe altcineva, este egocentric, trăiește numai pentru el și să știți că ei sunt între noi, trăiesc, sunt o groază și sunt foarte greu de celat, de identificat. Mulți dintre ei au un comportament benign și nu fac rău societății, dar... Deci nu ies în evidență. Nu ies în evidență decât... noi suntem psihiatri, pentru noi asta facem având de viață. Format, avem, da. Exact, ceva, ochiul, da. Empiricul în general, ochiul format, pentru noi nu e un pic mai simplu, dar datorită experienței, clasificarea și statutarea este imediată, adică mult mai lesne. Psihopatul judiciar este exemplul cel mai clar de infractor, până la urmă. Infractorul există și tulburări, deci ele sunt tulburări de personalitate, sunt au categorizare, sunt multe dintre ele benigne, cum sunt tulburări de personalitate pe psihopatul schizoid sau paranoid și așa mai departe, care din potrivă sunt oameni evitanți, care rare ori ar comite așa ceva, dar în ghilimele beleaua mare sunt psihopatiile antisociale, tulburarea de personalitate disocială, antisocială și cea așa numită tulburare de personalitate de borderline. Acolo e și foarte greu din punct de vedere expertal, din punct de vedere clinic, din punct de vedere psihopatologic să se deceleze existența elementelor clinice de psihoză sau doar de psihopatie. Psihopatul de obicei, psihopatul cu faptă penală gravă, hai să dăm un exemplu de omor, nu este un omor psihopatologic. Da? Sau fapte cu violență. Hai să dăm un exemplu, o omucidere, o omor psihopatologic. De obicei, expertizele destinate în unor alții de indivizi se încheie cu o rezoluție din partea comisiei, cu discernământ păstrat, răspunde, noi se folosește termenul latin, domeniul juridic, compos mentis. Mintea a fost întreagă, răspunde pentru faptele lui, a știut ce face, poate să fie judecat, înțelege cu judiciozitate semnificația unei anchete, a unei pedepse, până la urmă privative de libertate și așa mai departe. Și sunt cei cu care niciunui psihiatru nu-i plac psihopații, să zic așa. Adică sunt o provocare pentru noi,
ca și meserie, ca și... dar sunt general cei care nu ne plac deloc. Așadar, ei discern ceea ce este bine și ceea ce este rău, comparativ cu un pacient care e psihotic, care poate nu percepe. Vorbim acum de psihopatul, s-a dea de psihopatul care, într-adevăr, întrunește criteriile de încadrare la tulburările de personalitate, așa se numesc, tulburări de personalitate. Psihopatii, în rest, așa, în vedere laic, colovial, lumea spune despre cutare sau despre cutare că mai ăla nu e cu toate, dar de obicei sunt doar trăsături accentuate ale personalității, care e o structură care se clădește în timp, de fapt în viața intrauterină, și care e un aspect antropologico, socialo, biologico foarte complicat, și anume psihogeneză. Cum ne creăm ca și oameni în general de-a lungul vieții? Undeva pe la vreo 25 de ani se încheie, de fapt, procesul de clădire, ranforsare a unei structuri de personalitate. În general, structură de personalitate, vorbim de altfel de common sense, de bunul simț, de lucrurile oarecum normale care pot să alcătuiască psihicul unui om. Acești psihopați care are un subiect foarte, foarte notoriu, foarte, foarte răspândit acum, acolo sunt chestii foarte interesante, și anume trebuie să găsim, zicem noi, sunt patru elemente. E o deviație pe care o vezi, vădit, o obiectivez ca și individ, dar are o deviație comportamentală de orice fel. Are o suferință, că până la urmă e foarte interesant cât ar fi de rece, lipsit de empatie și așa mai departe, totuși respectivul om nu se simte bine în pielea lui, neapărat în relația cu preajma, cu oamenii, cu mediul și așa mai departe. Așa vorbim și de pericol, da? Pentru că, până la urmă, repet, deși pe parcursul ontologic al unei vieți, acești indivizi pot să nu facă nimic, să spunem așa, dar prezintă pericol pentru cei din jur, pentru că sunt șarmanți, sunt... deci ei păcălesc tot timpul interlocutorul, lumea, oamenii cu care au de-a face, preajma. E o discuție foarte lungă vis-a-vis de psihopatii. La noi, în general, nu în general, bolnavul standard care e la noi la spital e cu psihoză, fără discernământ, și cu faptă psihopatologică. Psihopatii avea mai de, adică spitalul avea mai de mult, unde înainte vreme de 89, unde lucrurile se cam confundau. Și fac așa și o paranteză, deci mai de mult, înainte de 89, sunt oameni seniori care când aud de spitalul ăsta, spun că, și a fost adevărat într-o oarecare măsură, că sunt spitale politice. Adică, mai de mult, când regimul era represiv, multe, deși și nu numai la noi, tot blocul comunist, spune-se că psihiatria ar fi făcut parte din tot complexul ăsta torționarist, e mai față puțin de intelectual. Da, da, dar e mai puțin adevărat. Eu m-am interesat, m-am dus acolo prin arhivă pe la noi și am văzut alte mecanisme, de fapt. De fapt, medicii am impresia că îi protejau pe oameni, adică le inventau, nu le inventau, le dau cu totuși trăsăturile și comportamentul. Comportamentul nu era nici de cum adecvat. Nu știu, să vă dau exemplu, cineva care un
undeva într-un spațiu public vorbea de rău sistemul, jos Ceaușescu. Ei bine, omul ăla era arestat, erau niște pedepse groaznice și foarte dure. Și atunci, de multe ori se prefera așa o poveste de genul ăsta, măi, ai doi copii, vezi de treabă. Și atunci erau internați în spitale de genul ăsta, mult mai puțin de mai puțină perioadă, nu neapărat sub tratament, dar să, așa, ca și intenție coercitivă, să înțeleagă, să se potolească, să zic așa. Și pedeapsă mai ușoară pentru ceea ce s-a spus. Da, dar nu a fost locul cu caracter torționar. Așa au fost vremurile. Așa au fost vremurile. Și acum suntem întrebați tot felul de întrebări care nu ni se pare improprii. Cum îți dai seama, doctore, că cutare este bolnav sau nu? Sau nu aveți acolo și oameni care se fac? Sau lucrurile din asta, nici pe mine, lucrurile sunt foarte simple și sunt medicale. Semne, simptome, tablou clinic, simptomatologie. E pură medicină, dar e specializarea... cea mai, nu înaltă, că sunt colegii noștri de alte specialități fac o medicină. Noi facem o medicină filozofică. Psihiatria este o medicină filozofică. Noi studiem, propriu zis, ca și organ creierul, dar suntem singurii care nu-l investigăm efectiv, în afară de radiografii, computer tomograf, rezonanță magnetică funcțională și mai departe. Noi suntem o specialitate pe care ne bazăm pe semne, pe simptome și cam atât. Deci pe tablou clinic, pe empiric, pe observația directă a celui care consultă, a medicului psihiatru. Așadar, este o evaluare foarte complexă a fiecărui pacient în parte până să ajungă la dumneavoastră. Este o specializare descriptivă. Noi trebuie să descriem ceea ce vedem la om și care se încadrează în niște criterii, așa sunt criterii, care odată întrunite dau și definesc o boală. O boală, o afecțiune psihică, pentru că ne place să vorbim mai mult despre afecțiuni psihice, pentru că e vorba de intensități decât boală psihică. Spuneam psihoză, la psihoză e o boală psihică. Psihopatiile sunt, da, și ele afecțiuni psihice, pentru că sunt stări ale individului care nu păstrează ceea ce numim noi homeostazia medicii, starea de bine, de bună funcționare totală și nemijlocită a corpului omenesc. Și odată ce ajung pacienții la dumneavoastră, care este parcursul lor? Ce se întâmplă cu ei? E un spital de psihiatrie care în mare parte seamănă cu orice fel de spital de psihiatrie în Statele Unite, se zice Mental Institute la lucrurile astea, pentru că de ce nu, în cinematografie sunt foarte mult folosite lucrurile astea și sunt foarte multe filme cu tema asta a bolilor psihice și a psihopatiilor de la... Sunt foarte mari diferențe între, ce știu, personajul lui Jack Nicholson din Shining, care era un psihopat, da? Și personajul lui John Nash din A Beautiful Mind, care era un schizofren superb, cu un IQ senzațional, dar care era bolnav. A fost unul dintre filmele care explică cu cea mai frumoasă judiciozitate drama lor și ce se întâmplă cu un pacient, cu un om care se îmbolnăvește de... El avea schizofrenie și a descoperit o... a luat prea un Nobel pentru economie, descoperind o ecuație care se folosește și în ziua de astăzi și este cardinal în macroeconomie. Nu știu să vă spun că nu mă pricep, dar John Nash a descoperit o ecuație de macroeconomie, ceva foarte, foarte, foarte interesantă. Dar în film, e destul de bine făcut. În film se descrie cu foarte fain simptomele. Schizofrenia prezintă simptome negative și simptome pozitive. Simptomele negative
obiective sunt abolite, sunt mai puțin importante, pentru că țin de factorii conativi, de voință și așa mai departe, dar simptomele pozitive sunt delirul și halucinațiile. Nu știm nici în ziua de astăzi decât în mică măsură mecanismul prin care se produc și delirul, deci halucinația și delirul. Delirul este tulburarea ale gândirii, Așa colobialul, omul care bate câmpii, care vorbește prostii, care bate câmpii, să fie așa mai colobial, repet. Da. Foarte interesante și aceste reprezentări din filme. Da, e o listă întreagă de filme foarte interesante vis-a-vis de psihiatrie și de pornind de la One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Zbor deasupra unui cuib de cuci, am spus A Beautiful Mind. O să vorbim poate și punctăm un pic despre droguri, filmul ăla cu Jared Leto, foarte calma cu Requiem for a Dream. Așa, da. Requiem for a Dream. E foarte bun, foarte bun. Și acolo se descrie traseul, căderea, hubrisul, cum să zic așa, a unui tânăr. Da, un film foarte dramatic. Dramatic, dar repet, are o opinie și un caracter educativ, pentru că este șocant și atunci poate inspiră. Și legat de droguri, chiar doream să abordez acest aspect cu dumneavoastră. Este o problemă cu care ne confruntăm din ce în ce mai multe societate și groaznic, la vârste din ce în ce mai tinere. Ce se întâmplă? O să trebuiască să facă așa un fel de... până la urmă, societatea, includem aici și alcool, astea sunt factori exogeni, așa îi numim noi, factori exogeni, dar care în timp ajung să altereze de așa natură, din punct de vedere organic, din punct de vedere morfologic, adică structural, țesutul nervos central și corpul, încât se ajunge la boală psihică și chiar la psihoze, cum spuneam. Dacă până acum, să zicem, hai să lăsăm alcoolul deoparte, vorbim despre biodisponibilitate. Da, toți suntem tineri, mergem la o petrecere și bem un cocktail, un pahar, niciun fel de problemă. Totul în limitele rezonabilității și a factorului recreațional. Deci vorbim de factor recreațional. Când e vorba de droguri, la noi în România, dat fiind istoria noastră, nu am avut un impact până acum 35 de ani, era destul de mică măsură înainte de Revoluție, cum spunem. A crescut progresiv și nu-mi place să spun chiar exponențial. Și drama cea mai mare în România n-ar fi metehnele occidentale, și anume cannabis, cocaina, care sunt cele mai folosite, și după aceea amfetamine sau mai știu eu ce, ci de la un moment dat, chiar când am început o carieră asta, am început ceea ce se numește în mod popular etnobotanici, adică sunt substanțe noi cu proprietăți psihoactive care sunt droguri, dar care ies oarecum din drogurile clasice cu care medicii psihiatri erau obișnuiți și cu care sau actul medical adresat acestor era cunoscut, scris și descris. Acum cea mai mare belea în prezent cea mai mare problemă sunt drogurile noi, substanțele noi, care sunt substanțe designer, adică cineva le face, le sintetizează și care au un potențial foarte mare morbid, adică dau foarte repede boli și intrăm din nou în domeniul nostru, sunt deosebit de criminogene. Să vă dau un exemplu. A apărut ceea ce în jargonetul toxicomanilor, să zicem drogați, în jargonetul toxicomanilor se numește cristal.
așa îi spune, cristal. Cristalul ăsta este de fapt un drog nou, chiar foarte nou, el ne fiind folosit pe scară largă de masă până acum și din păcate este ieftin, din păcate imită cocaina, care e un drog al, așa e, un drog al celor cu bani până la urmă, pentru că e scump. Heroina a pătruns mai puțin în România, e doar un teritoriu și o zonă de trafic, de obicei heroina înainte vreme veneau de undeva din Orientul Mijlociu, Afganistan era mare producător și oarecum prin Turcia spre țările vestice. Dar din păcate aceste am marcat cationine, 2-CMC, erau tot felul de nume, aceste substanțe, aceste prafuri sunt foarte, foarte, foarte criminogene. Adică toxicomanul la care îndeajuns de mult timp ca și expunere, ca și doză și ca și efect asupra lui, că nu suntem toți la fel, suntem unii mai vulnerabili, unii mai puțin vulnerabili, ajung să aibă, exact cum vă spuneam în psihoze, tulburări de gândire de așa natură, motivate delirant, accese de furie și așa mai departe, și sunt foarte criminogene. La un moment dat, la noi, la spital, e arondat tot Ardealul. Și noi avem acolo și județul Cluj, Mureș, Bistrița, Maramureș și așa mai departe. Și la un moment dat, o să fac o paranteză, în Cluj, în decurs de vreo 2 luni maximum, a fost efectiv o serie de crime, fapte cu violență, incendieri, un individ a încercat să incendieze primăria și așa mai departe. Și când s-au pus lucrurile cap la cap, toți aveau un singur lucru în comun. Toți erau mari consumatori de etnobotanice, de droguri astea noi, de cationine. Mecanismul, bănuim în prezent, prin care aceste substanțe dau boală, este necunoscut. Ele, probabil, să se spun așa, ard sinapse. Nu? De multe ori ai auzit, e ars, scutare, e ars. Așa și este. Așa și este. Așa și este. Toate structurile de conducere și toate sinapse și așa mai departe ale în cadrul sistemului nervos sunt efectiv arse, ocupate, invadate de faptul că un individ consumă substanțe de genul ăsta. Sunt foarte criminogene, e ceva foarte interesant. Și dar și dacă foarte renunță criminal. La ele, rămâne cu anumite probleme pe termen lung? Da, din fericire, deja avem experiență, sunt ani de zile, din fericire, interesant, o psihoză datorată, o psihoză constituită, da, cu toate elementele și criteriile de diagnostic, și este psihoză datorată drogurilor, da, de obicei are un prognostic psihiatric bun. În 3 luni, 6 luni, un an, un tânăr de genul ăsta îl facem aproape cu restituția de integrum, ceea ce în psihiatrie e mai rar, pentru că sunt boli cronice. Și am avut cazuri, am avut foarte, foarte, foarte multe cazuri. Psihoză, nu mai știa, era o varză, să zic așa, și în timp, cam într-un an de zile, se spală, se curăță, fără prea multă intervenție medicamentoasă, fără polipragmazie, cum spunem noi, să fie nevoie să dai o groază de medicamente, ci doar în mediul protejat până la urmă, pentru că asta e paradoxul. E un spital, ești închis acolo, dar când e vorba de așa ceva, acest lucru constituie un mediu protejat. Și de multe ori ajung doar un tratament de fond, să-l numesc așa, mici calmante, doze mici de tranquilizante și timp, pentru că ne-ar plăcea să avem pastile cu timp, și timp în care, din fericire, neuroplasticitatea, să spună cuvântul, să-și revină în mod
nu spontan, există și intervenție medicamentoasă, dar aceste boli în general au prognostic bun. Există după aceea ceea ce se numește urmă, marcă, siaj psihopatologic. Deci se vede că a avut ceva, se vede că a trecut prin boală, dar nu mai sunt constituite nici poveste, elementele de periculozitate socială, de producție psihotică sau de factorul opozițional, antisocial și așa mai departe, și respectiv ăla cu cât ajunge să gândească mai corect și mai bine, cu atât când iese în societate se va păzi și va evita să recadă. Recăderile sunt, din păcate, consistente. Dar ca și prognostic medicamentos de intervenție, ele au prognostic bun. Te drogat, îl faci bine. Ok? Îl faci bine. De acolo încolo sunt mecanisme maladaptative, sindromul de dependență, de toleranță și așa mai departe, când e vorba de consumul de droguri, care deja afară pe om nu-l mai ajută. Mulți dintre ei se reîntorc în promiscu, în mediile astea anomice, ca așa se numește, media anomice, adică ce vedem la televizor, sunt anumite medii unde toxicomanul trăiește. Și care sunt caracteristicile acestor medii? Sau există o anume categorie socială care e predispusă către consum? Nu neapărat. Plaja e tinerii. Ok, tinerii. Ok, tinerii. Tinerii. Tinerii sunt foarte, foarte vulnerabili. Vă spuneam despre personogeneză. Că ne formăm, începem undeva 10-15 ani, adolescență, și undeva la 25 de ani suntem oamenii care vom fi dintotdeauna, de altfel. La un tânăr care începe să se drogheze, să consume substanțe de genul ăsta, de frage de adolescență, preadolescență, deci cu cât este mai tânăr, cu atât este mai nociv personal genetic. La fel ca și cu alcoolul, de altfel, dar în mult mai mare măsură. În mult mai mare măsură. Am un pacient care primul pe care am avut așa standard cu chestia asta, care a mers bine, a mers bine, a mers bine, a tot recidivat, a fost cu tentativă de omor asupra sorei lui, când avea vreo 19-20 de ani, și în decursul interviului psihodiagnostic ne-am apropiat, a avut încredere în noi, dar cert este că omul de consuma substanțe de undeva de la vreo 12-13 ani. Un tip foarte isteț, foarte inteligent, care făcuse și un pic de psihologie în perioadele de remise sau când funcționalitatea lui era bună, dar care în cele din urmă tot trecăzut și în prezent este din nou internat. Merge din nou bine, va fi eliberat, în cuvânt propriu, externat. Adică la noi pacienții sunt externați prin înlocuirea de către judecător a măsurii de siguranță. Sunt obligați de către articolul 110 cod penal să stea în spital aproape închiși. Nu e regim de penitenciar, nu e spital penitenciar, sunt obligați, avem pază, deci nu au voie să plece de acolo, degeaba sunt închiși. Așa. Și în momentul în care se externează până înlocuirea măsurii de siguranță a obligativității internării cu măsura de siguranță a obligativității tratamentului. Adică sunt obligați de lege, de judecător de instanță, să meargă în fiecare sfântă lună să-și ia tratamentul și să se trateze. Iar fac o paranteză, ei se duc în fiecare lună și au tratamentul și ridică singuri până la urmă tratamentul din farmacii, rețeta, prescripția făcută de colegii noștri din cabinet. Și atunci tot așa depinde de ei dacă au aderență sau nu au aderență la tratament, dacă au conștiința bolii și a necesității luării tratamentului. Pentru că un bolnav care
consecvent și știe că e o boală cronică și că călărește un cal nărăvaș, dacă nu și-a tratamentul, dacă și-a tratamentul, merge bine, în general, nu pune probleme. Sunt un pic mai... au o condiție, din păcate, și despre asta e o întreagă poveste, despre condiția oamenilor ăștia, care nu sunt neapărat funcțional. Vă dați seama cum e să-ți găsești un serviciu când ai un trecut de genul ăsta. Da, e greu să se reintegreze în societate. Sigur că da, sigur că da, dar să știți că... sunt și cazuri în care reintegrarea este spectaculoasă și foarte, foarte bună. Chiar mult vorbesc, eu îl spuneam înainte de emisiune, de pacientul pe care l-am avut, care a fost cu o mucitere asupra tatălui și care, tot cu mama, care a avut tot așa o relație foarte, foarte bună și spunea că cel mai mult și cel mai mult își dorește să se... Nu că nu vine să plângă așa, și că vrea să se întoarcă în societate și el iubea atletismul, îi plăcea să fugă. Și ok, l-am făcut bine, l-am tratat, a avut beneficii terapeutice. Da, paranteză, să înțeleagă și telespectatorii, așa, și-au ucis tatăl... În condiții psihopatologice, cu schizofrenie paranoidă, undeva la 19 ani, a stat la noi ani bun de tot, dar s-a obținut o remisie fantastică, deci la expertiză, respectiv tânăr, dacă nu era un psihiatru cu experiență și cu, repet, ne uităm la multe lucruri, nu prea ți-ai fi dat seama, deci un laic, un om de afară psihiatrie, ar fi zis că tânărul ăsta nu are nimic, absolut nimic, decât în momentul în care ți-ar fi spus ce a făcut, cum a fost, ce stare a avut, dat seama, era cruzan și cât era de bolnav și nu știa ce face efectiv în momentul ăla, până când la externare, la eliberare, la înlocuire la măsură de siguranță, a avut o remisie bună, stabilă, sub tratament și știa lucrul ăsta, era un tipistet, un IT-ist, am impresia. Asta vreau să spun și el se spunea tot timpul, domnul doctor, eu vreau, mie îmi place foarte mult să alerg la maraton, să alerg. Și făcea, era chiar alergător de cursă lungă până la urmă, nu, da, maraton, fond de 1000 de metri, fusese vicecampionă. Ce performanță! Da, și l-am văzut, acum câteva zile a fost un cross în Oradea și ele cu Jean și l-am văzut în pozele locale pe aici care s-au făcut. Ne-am văzut pacientul la cross, nu știu ce loc a fi luat, că sunt de mulți a externat, pentru că l-am văzut la performanțe atletice foarte... Dar uite că și-a revenit și s-a întors la ceea ce voia el întotdeauna să facă atletism de performanță. Și-a primit o mare șansă să poată să-și recupereze viața, să se reintegreze. Și sunt mulți, mai ales. Deci aveți și povești cu final fericit. Astea sunt cele mai impresionante. Poveștile cu final fericit din psihiatrie. Dar dreptul și de-a dreptul impresionante. O învățătoare care, bineînțeles, n-a mai fost lăsată la un moment dat să se ocupe de copii. O tânără undeva la țară, într-un loc unde nu voia să meargă nimeni. Și avea un stil aparte și o iubeau copiii, ceva senzațional. Dar la un moment dat s-a îmbolnăvit. S-a făcut bine și a dat seama de tratament și așa mai departe. Și copiii au făcut o adevărată sărbătoare. Când după un an de tratament și așa mai departe, am reușit să o redăm acolo. Și acum avem feedback-ul și ține legătură cu ea în județul Alba, sus în Moține. Cât e de performantă și cât e de bună ca învățătoare, cu suflet mare, cu iubire de copii și așa mai departe. Repet, cazurile sunt foarte, foarte multe, cele fericite. Cele de interes senzațional, jurnalistic, clar, sunt omuciderile, faptele cu violență. Cazurile tragice. Lucrurile tragice, da. Ele sunt așa cotate și pe patologie, pentru că noi cunoaștem un bolnav cu schizofrenie, de obicei interesant mecanismul prin care comite omorul, să spunem, de obicei un omor asupra unui membru al familiei, asupra părinților care, să spunem, sunt în vârstă. În schizofrenia paranoidă și nu numai în psihoze,
are loc un simptom, un semn, trebuie de toate, un fenomen, un mecanism de așa numită inversiune afectivă. Atunci, acești pacienți, propriu zis, își urăsc părinții, își urăsc, deteze, intră în conflict cu părinții, nu înțeleg nici cum, adică toți deci, ei nu înțeleg nici cum coerciția, ce, relația dintre părinte și copil și ajung să-și urască efectiv. E vorba de ură, da, inversiunea afectivă. Atunci, prin acest mecanism și motivat delirant, mama, nu știu să explic, cu motivația delirantă, mama face blesteme și nu m-a putut căsători pentru că mama și ne-a mandat o... Ești diferit de teorii paranoice. Da. Mecanismele le știm, le vedem deja. Și de motivație delirantă, inversiune afectivă. Am avut și un omor așa numit altruist, în care un schizofren avea o mamă foarte, foarte, foarte bolnavă și a suprimat viața sau scape de chinuri. Dar e un omor psihopatologic. Asta a motivat el. Deci, dar el a perceput-o ca un act de caritate. Da, exact. Dar... un omor, prin boală. Da, prin boală pe care avea, prin tulburările de gândire și motivația de delirantă și a suprimat mama, s-a sufocat mama, motivând că a ajutat-o să scape de boală, de suferință. A fost la un moment un caz mai de mult că și în Statele Unite cu Îngerul Morții era o asistentă care tot așa își ucidea pacienții suferau pe patul de moarte și atunci ea lua hotărârea. A fost un medic, nu mai rețineam un nume armenesc, pardon, pentru armeni, avea un nume armenesc și cred că a fost un film și a fost, mi se pare chiar Al Pacino în rolul principal. Nu mai rețin cum îl cheamă pe medic, dar a fost un caz în Statele Unite de problemă criminală în serie. Ceea ce e mai interesant, ce spuneam și înainte de emisiune, există documentarele astea de foarte mare interes acum pe Netflix și pe tot felul de canale de genul ăsta vis-a-vis de Mindhunter, Psycho Hunter și chiar unul dintre ele făcea referire la un caz celebru de pe la ei din anii 70, care a curs mulți ani, 15 ani, 20 de ani până l-au găsit pe cetățean, pe bolnav până la urmă, pentru că era bolnav psihic, urma din teatru, am văzut un alt documentar, interesantă abordarea, că noi avem o abordare europeană mult mai permisivă decât cea din Statele Unite, unde nu aveau un spital de genul ăsta. E penitenciar cu și tratamentul și îl face în penitenciar sau mental institute, mult mai dure. În fine, și era vorba despre era prolichit Ted Kaczynski, Iuna Bomber, care tot așa el era bolnav, se potrivea progresului, un tip inteligent care punea dispozitive explozive la tot felul de centre de cercetare, de foarte interesant. Ei bine, am și eu unul la spital, am avut că au dispărut elementele astea și am avut și noi unul de, poate o să facem într-o bună zi cu acceptul, un documentar. Avem și noi un Iuna Bomber român. Foarte interesant. Da. Totuși nu apar doar în Statele Unite acești pacienți. Un tânăr din Cluj, un simpatic care ei sunt aparte de bolnavi psihici. Depinde de relația, sunt de relație bună cu ei. Sunt un medic, e succes pentru ei. Nu o abordare amară. Cert e că un tânăr din Cluj, bolnavion, fixație asupra cui? Asupra medicului psihiatru. Și flăcăul nostru ce a încercat să facă, să-i pună o bombă medicului psihiatru în mașină. Până la urmă, medicul a scăpat pentru că, nu mai știu de ce, respectiv a pus un plic, o cutie, ceva de natura asta într-o coș de gunoi și până la urmă
n-a pățit nimeni nimic, dar el a trebuit să vină totuși la, a fost obligat la tratament și obligat la asta. Tot așa, am obținut o remisie spectaculoasă și nu m-am mai auzit de el de vreo 3 ani de când s-a externat. Am impresia că s-a și reintegrat social. Mă bucur să aud că aveți de asemenea și cazuri care se sfârșesc cu bine și persoana respectivă poate să revină în societate și să aibă un rol activ. Se sfârșesc cu bine atâta vreme cât facem o... Deci, nișa noastră e o psihiatrie grea. Grea, da. Psihiatria... Pacienți foarte dificili. Da, psihiatria mare, psihoză și așa mai departe. În psihiatria mică, cabinete și adresabilitatea sunt succese și mai... vorbim despre depresie, despre atacuri de panică și despre tot felul de stări din astea patologice, dar care, repet, nu, eu sunt, nu sunt... Cazuri mai ușoare, totuși. Da, mai ușoare. Semnificativ mai ușoare decât... Semnificativ mai ușoare, dar și acolo există multă satisfacție profesională. Se spune mai de mult că sunt două specialități de medici care nu vindecă pe nimeni, psihiatrici și dermatologii. Nu e nici pomenală așa. Nu e nici pomenală așa. Cu siguranță și acest lucru este demonstrat de poveștile pe care ni le-ați împărtășit. Iar acum, pe final de emisiune, domnule doctor, aș dori să abordăm din nou tematica de cinematografie și literatură în ceea ce privește psihiatria. Hola. Credeți că psihiatrii și pacienții sunt reprezentați cu acuratețe și corectitudine sau există puțin dramatism și denaturare? Există dramatism în orice fel de act artistic până la urmă, dar multe dintre ele păstrează foarte bine marca a ceea ce facem. Acum, din literatură, să vă dau un exemplu sau să mă gândesc, Maestru și Margareta lui Bulgakov, ăla este un roman psihotic. Foarte greu îți dai seama și ecranizarea făcută splendid de cinematografia rusă a anilor 70-80 e la fel. Ce să vă mai dau exemplu? Vincent Van Gogh se spune că ar fi fost bolnav bine de tot, dar pe de altă parte ați duce artă, ce producție, ce a livrat așa. Multe dintre filme abordează lucrul ăsta, de la, spuneam, Zbor deasupra unui club de cuci. A mai fost un film foarte fain cu Leonardo, The Shutter Island, impresionant. El era psihotic, foarte bine făcut. Zbor deasupra unui club de cuci. Vedeți, există un interes, Da, e impropriu, că de multe ori, știți cum e, lumea... Cu ce te ocupi? Sunt medic psihiatru? La glumeți? Nu e chiar așa, dar exact, glumim că ai o glumeță, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Da, sunt pacienți cu patologii grele și... Există suferință. Dar, și o să terminăm, în ultima vreme și chimia, The Big Pharma, atâta de urâtă și așa mai departe, a livrează medicamente pentru psihiatrie din ce în ce mai eficiente, din ce în ce mai bune, mai tolerabile și așa mai departe. La un moment dat, colegii noștri mai în vârstă, care au prins alte instrumente, posologia, altă farmacologie, ne și spun că n-au mai văzut de mult într-adevăr o schizofrenie s-a dea pentru că este tratată cu promptitudine. Și atunci sunt mai multe episoade, tulburări de spectru și așa mai departe. E din ce în ce mai eficient, din fericire, tratamentul medicamentos și intervențiile psihologilor la fel. Intervențiile psihologilor sunt foarte importante. Când ai cu cine, ai comprehensiune, respectivul înțelege cu judiciozitate una și alta, atunci deja intervenția colegilor noștri psihologici este salutară, mai ales în psihiatria mică, dar care poate deveni mare, pentru că totul se poate agrava odată ce nu e depistat la timp și nu e tratat la timp. E un boiler sub presiune, suntem cu toții boilere sub presiune și nu e totuna că se sparge boilerul și
iese un pic de albur sau efectiv explorează. Așa este. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați împărtășit cu noi. Sper că am avut de ajuns de multă elocință. Da, da, cu siguranță. O exprimare mai colocvială. S-a înțeles foarte bine ce ați avut de transmis. A fost captivant și a fost o deosebită plăcere. Porțiune din ceea ce am gândit eu că o să relatez spectatorilor noștri. În cazul acesta vă așteptăm din nou și cu altă ocazie ne-am bucurat să veniți la noi în platou. Cum spui tu, o poveste mult mai... Cu siguranță. Vă mulțumesc încă o dată. Să rămână încă o dată. Mulțumesc, mă onorează foarte mult că m-ai invitat. A fost o plăcere de parte. Asemenea. Mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit în această seară. Sper că ați aflat lucruri de interes pentru dumneavoastră și aștept să ne revedem și săptămâna viitoare, tot miercuri, de la ora 19, la emisiunea Medica pe Bihor TV.